Cam început cu Nichita Stănescu. Azi e despre rime. Azi vorbim despre stări anxioase. Doamna doctor Carmen Non este medic cu competențe în apifitoterapie. A venit să povestim un pic. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce sunt stările anxioase? Am aflat de la mame în general, când eram tineri, dar n-am știut niciodată să le traducem noi băieții, să știți. Multe dintre persoane acuză aceste stări anxioase, se prezintă frecvent la medic de familie sau de diferite specialități, ajung să facă tot felul de investigații, de analize, care nu arată modificări organice. Deci nu este vorba de o modificare organică, ci de tulburări funcționale. De fapt, este un dezechilibru al sistemului nervos vegetativ, acel sistem care coordonează activitatea organelor noastre interne. Și apar aceste stări neplăcute și aceste stări anxioase care, din cadrul tulburărilor psihice, ocupă chiar un procent ridicat, cam 28%, și, așa cum ați spus, în general, femeile sunt cele mai afectate de aceste stări de frică, de panică, de neliniște. Ele sunt și mai sensibile. Așa este. Dar cum ajungem la stările astea? S-au definit factori care îți dau stare de anxietate? Da, deci fiind vorba de această tulburare, de acest dezechilibru, distonia sistemului nervos vegetativ, într-adevăr ne afectează starea generală, sunt manifestări neplăcute și este vorba practic de o interacțiune a mai multor factori, pornind de la supra-solicitare, de la stres, de la, cum menționați, o emotivitate crescută, de la evenimente negative care pot să apară în viața personală și chiar putem vorbi despre o componentă genetică, o componentă familială cu acest tip de manifestări, de disconforturi, de acuze. Ce e de făcut în cazul acesta? Cum reglăm lucrurile? Întâlnind manifestări de genul iritabilității, anxietății, neliniștei, stărilor depresive, chiar a unor acuze de gen respirație superficială, senzație de nod în gât, palpitații, înțepături, uneori dureri abdominale, stări de greață, cum spuneam, e vorba despre sistemul nervos vegetativ. Și aceste tulburări funcționale pot fi foarte bine reechilibrate cu ajutorul remediilor naturale, din plante medicinale, care într-adevăr pot fi eficiente fără să creeze dependență sau intoleranță. Un remediu natural produs la orăștie asociază plante utilizate tradițional, vinariță, șerlai, semințe de schinduf, care elimină agitația și tulburările neurovegetative. Această asociere de plante favorizează menținerea calmului în condiții de stres, de asemenea reducerea tulburărilor atât digestive cât și cardiace cu substrat nervos și mai au o calitate și anume ajută tinerele proaspetele mămici în cazul unor stări depresive postpartum, care pot apărea imediat după naștere, de fapt asta înseamnă. Azi m-ați învățat mai multe cuvinte, dar am reținut doar schinduf. Ce simpatie! Schinduf. Da, este o plantă utilizată tradițional, deci din medicina populară românească. Am înțeles. Schinduf. Hai, îmi sună. Deci e corect că atunci când vorbim despre anxietate, mulți pun mâna pe piept, da, și parcă nu au aer, cum se zice. Așa este. Nu am greșit. Mulțumim tare mult pentru explicații. Mulțumesc și eu. În epoca modernă, toată lumea are mici supărări.